Shout pentru OFC, Big Up, Skinny Cat la butoane, cu chinezul se pregătește la microfon, eu sunt Yardy Flow, dau cu pace pentru tot ce înseamnă OFC, All the Movement, Big Up! Salutare fraților, vă dăm cu pace de aici din studio OFC, sunt cu fratele Skinny Cat, cu fratele chinezul, suntem la rezultatele semifinalelor OFC 9. Știu, cum am mai spus, ați așteptat destul de mult ca să primiți rezultatele pentru meciuri, însă facem o grămadă de alte lucruri ca să ne fie bine în primăvara asta și în vara asta. Bun, nu o să intrăm prea mult în subiectele actuale, în cotidiene, în noutăți, în știri, ci o să trecem direct mai departe la vizualizarea meciurilor și, de ce nu, chinez, trebuie să dăm verdictul astăzi, nu? Clar, nu? Skinny, tu ești pregătit? Yeah. Aici, în spate, cu jucăria lui, beat-urile care se aud pe fundal sunt făcute de? Tiny Beats, băieți de prin brigadă, oricum. Nu le zici oamenilor și de gruparea OFC? Da, cine are bitane pentru mișcare, cum s-ar zice, se trimite pe mail-ul ofcromania@gmail.com. Avem și o grupare de beatmaker, OFC Beatmakers. Mișcările de pe grupul OFC de WhatsApp au încetinit un pic pentru că așa e iarna, toată lumea stă la bârloc, cum vine primăvara, începe acțiunea, începe activitatea și, de ce nu, avem în cap să lansăm un mic proiect în cadrul OFC, un concept nou și avem și niște știri foarte drăguțe pentru vara asta, o să se întâmple niște evenimente offline în cadrul unui turneu foarte drăguț în România. Dar până atunci, totuși, hai să revenim la oile noastre și, de ce nu, la primul meci din semifinala OFC 9 între Șchiopu și Bastianis. Îi dăm drumul? Yes, sir! Yo. Poet retras, singur, dar sigur pe tot ce las, că le-am consumat mințile la tot și doar eu am rămas. Cu fiecare pas pe care îl fac, arăt noi destinații. Tu nici dacă stai într-un far, nu-i poți lumina pe alții. Nu mă încurc în fracții, stau la forma cea mai simplă. Ciobul din oglindă e nisipul din clepsidră. Văd tot universul, am ochii ieșiți din orbită. Deși nu te văd pe tine, reușind să faci muzică. Mulți zic că pământul-i stricat de lumea modernă, care strat de ozon, dacă eu fac atmosferă. Nu vreau să-ți fiu vreo dilemă, așa cum și timpul ție. Foile plutești și deja mi se scriu singure articule, sperând orice cuvânt ca tu să-l auzi. N-ai zonă de confort pe radar și nu știi ce cauți. Dacă mă lauzi o să fiu doar depravat. Zici că ai construit ceva, nu vezi că ai drumuri de pavat. Transparent ca piramida, n-am nimic de arătat. Că ți-am scos cărămida de la bază și te-am demolat. Vocea mea din cap aprinde idei ca pelicurici. Vocea ta din cap se miră, bă, ce liniște-i aici. Îi sunt Codru, la frații mei cu cortul. Nu dăm faliment, mai degrabă mi-a luat jackpot-ul. Nu-i vorba de conturi, nici despre alte mofturi. Mă retrag sub bici, că mă pișcă ochiul. Au ceva mă cheamă, e bezna afară. S-au arcuit copacii ca în filmele de groază. Vântul bate în iarbă, șoieră ca foaia în cater. Nu pot să stau pe loc, eu jur că nu mai pot, mă cheamă. Fac un pas în față și văd un ochi în ceață. Se uită fix la mine, îi sticlesc galbene, tilele. O voce îmi spune tai, oprei și soto. În secunda trei, mai mult de trei perechi s-au adunat pe lângă mine. Am încremenit oricum, acum aștept să văd ce vor. Mi-am încrucișat picioarele, după m-am pus pe jos. Am simțit o conexiune, erau foarte familiari. Ca durerea de stomac, ca vecinii militari și brusc o moleșeală m-a pătruns. Am pus pleapă pe pleapă, toată bezna a pus. Acum eu sunt întuneric, ăștia sunt doar corp de luci. Și cu un râs mefistofelic îmi deschid ochiul din gât, doar ca să-i ademenesc. Au mărs încet ca un obez și brusc când mă apropii, în fața mea se înlemnesc. Îi văd slab în fața mea și mă uit la ei de sus. Am ajuns din întuneric să vânez doar corp de luci. Yeah. Bine.
bine ai revenit în infern, multe s-au schimbat, scriitorii la fel, majoritatea zgoi pe interior, fiindcă sunt plin de ei, toate bucățile pe care le dau mă mențin întreg, dar am impresia că pe tine te dezasamblează încet, măcar încerc să dau cu toți de pământ, îmi iese, nu știu, totuși cred că e nasol să zici, iar m-a bătut puștiu. Mă gândeam de mult și am ajuns la o concluzie, sunteți fabricați pe bandă, de-aia se cheamă industrie. Nimeni nu știe ca pe pârtie, urci și tot jos, o să ajungi, filmul tău de mafiot închipui și-a găsit nașul, tot mesajul tău e zero, de parcă ai fi în Matrix, nu-ți găsești loc să te potrivești, parcă te joci Tetris. Bastianii zic să îți pui ochelarii, să pricep ca lumea ce spun până te uiți în comentarii. Toți preșcolarii te susțin, crezi că poți trece, cei care ți-au dat like credeau că votează cine să plece, până-s gata, închide ochii și numără până la 10, eu sunt șchiopul și în ultima vreme văd că totul merge. Umbra vagului bătrân, mă vezi că stau turcește, privesc în depărtare de când furam la cireșe, mă uit la stele, nu văd vreo speranță în ele, cum nu văd speranță în ăștia de plâng la telenovele, cât e ca și cât își cere, și o bolan cu primăvere, eu plutesc, tu ai sechele, stai rezema de BRD, contemplez după greșile, vitez, tu caz din mers, eu nu mă opresc pentru nicio clipă, ca timpul până la decese, stau pe loc, nu stau pe loc, eu sunt poet, deci nu mă joc, l-am auzit din codru, e scandalos, stă la mic de zici că face avor. Timpul se scurge de tot, miroși a murci, eu miros tot a plop, miroși a fake-uri dat în China Shop, te încalți în ele când o să te îngrop. Tu stai la coadă să-ți fac pașaport, stau relaxat ca un pește într-un pom, sigur îți iei resetare de club când ajungi în Spania pe avion. În țările calde ca lebedele, deci practic îți dau numai gemete, stai pe jos, teme de bombă ca TNT, azi este 11, deci eu dau la gemene, dau cu încredere ciorba din frigider, duci la biserici, dai de pomană sau închina babele ca la icoană când au văzut că în sfârșit ai zeamă. Am uitat să vă spun o chestie foarte importantă pentru runda de semifinală, dar așa a fost mereu la OFC. Tot timpul am avut un subiect, adică runda din semifinală a trebuit să dăm o temă MC-lor ca să nu se învârtă în jurul pomului, așa singur, și le-am spus așa, imaginați-vă că sunteți doi poeți refugiați care își compun memoriile în pustiu. În strofa 1 a trebuit să ne povestească la ce cugetări au ajuns stând singuri în singurătate, nu? Stând singuri, de fapt. Și în strofa 2, pentru că vrei să te întorci în lumea noastră, ce ar trebui să știm noi despre ceilalți fake poeți, în speța adversarul tău din meciul de astăzi. Ok. Beat-urile, primul beat e făcut de Tiny Beat, am scris aici unknown pentru că n-am știut atunci când l-a trimis, nu era semnătura lui. Și Prat, la al doilea beat, Prat un beatmaker care ne-a trimis mai nou instrumentale și sună foarte bine. Big up și pentru cel care a făcut beat-ul de outro, adică pe Nastiz. Îmi permis să spun ceva? Te rog. Că am tot vorbit în continuu. Te rog. Șchiopul, evoluția lui Șchiopul este una de admirat. Adică puteți să vă uitați singur la primele runde din campionatul ăsta OFC 9, când Șchiopul a intrat în meciuri. Era destul de timiduț, apropierea a fost un pic mai dificilă, un pic mai așa mai cu. Și acum deja se filmează și înregistrează se vocea. Vede, da, se vede progresul rău de tot. Nu? Da, clar, clar. Mi-e un pic dificil și se mie pare să că Șchiopul a ascultat sfaturile. Bun, hai să facem în felul următor. Atunci spun eu despre Șchiopul, despre Bastianis, la fel și tu, la fel și tu, și după aia ne dăm votul. Ok? Hai, perfect. Bun. Deci Șchiopul, progresul lui Șchiopul este foarte vizibil. Bravo, Șchiopul, big up ție. Se cunoaște că ai înțeles foarte bine game-ul, că ai avut timp să reflecți asupra evoluției tale și să aduci îmbunătățiri de la o rundă la alta și ghici ce chiar ai adus. Și acum m-a impresionat, cel puțin în prima rundă, în a doua nu mai da pe spate, dar în prima rundă, în schimb, ai găsit și un flow, ai găsit și o chestie foarte drăguță, ai intrat în film, așa, erai și puțin horror și așa, puțin, nu știu, chiar mi-a plăcut foarte mult. Bastianis, ești bun, se vede că știi ce faci, ești foarte sigur, nu ești începător, la Șchiopul se vede gradul evoluției, la tine se vede că te adaptezi în funcție de rundă și de adversar. Mi-ar fi plăcut, recunosc, să fi dat punch-uri un pic mai multe, Șchiopul a avut un pic mai multe punch-uri, tu ai fost mult mai sigur pe stil și pe abordare. Chinezul. Ai, da, și mie mi se pare că ce ai spus tu în legătură cu evoluția lui Șchiopul de la un pas la altul în competiție, se vede, e
este evidentă în, în bucățile lui. Îmi place că cu toate că și-a schimbat un pic și a ieșit cum trebuie din zona de confort, și-a schimbat delivery-ul, a păstrat panciuri, a păstrat esența, zeama piesei, zeama bucății. Iar Bastianis mi-a plăcut foarte mult că este cinematic, are, mi se pare că a respectat în totalitate tema de poet. Mi-a părut foarte cinematic, foarte... Abordarea. Abordarea, da, abordarea lui. Da, da. Mi-a plăcut foarte mult, a respectat cerința... Temei, da, da, da. Bun. Și mie mi se pare la fel, adică Bastianis pe prima strofă și Șchiopu pe prima strofă, amândoi bine pe subiect, m-ați băgat în film ca lumea. Pe a doua strofă, parcă Bastianis a avut un atu, s-a auzit mai bine mixul, cumva. Uite, bine punctat. Dar... nu e despre asta. Da, nu știu, exact, nu e despre asta. S-a mulat altfel. De exemplu, și la OFC Basarabia, de mult, tot așa știu că Mimoza ajunsese până în faza asta de semifinală, parcă da, și a făcut tot așa o chestie, o greșeală din asta tehnică și a dezavantajat-o, dar ea era oricum bună, dar totuși trebuie să ținem cont că OFC e și battle, dar e și... da, e un pack artistică reală, așa, adică e și zona asta în care devii creativ și uite, de la un campionat la altul, oamenii încearcă să devină și mai creativi și de ce să nu punctăm și lucrurile astea, nu? Da, 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 se simte când vocea sună cum trebuie. Înseamnă că și-a dat interesul mai mult. E un plus. Exact. Bun, hai să votăm. Skinny. Eu merg cu Bastianis. Bun. Big up, omul meu, Șchiopu. Ai rupt, gen... nu te descuraja deloc, gen... Oamenii de acasă au zis 100, deci tu ai zis Bastianis, da, în vot. Oamenii de acasă au zis 41 pentru Bastianis, 108 pentru Șchiopu. Șchiopu are avantajul de acasă. Să știi că eram îndoit vis-a-vis de... o să spun eu votul, eram îndoit vis-a-vis de, de votul pe care să-l dau. Aș fi spus Bastianis doar pentru faptul că e un pic mai avansat în stil, dar sincer să spun, mi se pare o ocazie perfect și unică să-i acord pentru evoluție și pentru să-i acord votul pentru cel mai evoluat MC de la runda de grupe până la runda de semifinale lui Șchiop. Adică din punctul meu de vedere, am fost tentat să-i dau lui Bastianis votul, dar vreau să văd ce poate să facă băiețașul ăsta în final. Mai ales că o să prezentăm conceptul de final abia la sfârșit. Deci votul meu merge la Șchiop. Șchiop cu două voturi, Bastianis un vot până acum. Da. Bastianis mi-a plăcut extraordinar de mult. Ți-am zis tocmai pentru faptul că e cinematic. Își lucrează și partea video, și partea audio, și încearcă să fie totul cât mai bine și e foarte tehnic. Dar, cum ai zis și tu, evoluția lui Șchiopu, faptul că în ultimul match am menționat ceva despre lucrarea lui și el a ținut cont de mențiunile noastre despre arta lui și a pus în aplicare și ți-am zis cum a păstrat punchline-uri, a păstrat cuvântul, a păstrat esența lui și pentru asta eu o să merg tot cu Șchiopu. Fraților, situația e clară. Șchiopu a luat 3 puncte, Bastianis 1. Bastianis, ești bun în ce faci, nu te lăsa descurajat de votul de acum, însă trebuie să ții cont de faptul că avem niște argumente cât se poate de reale vis-a-vis de evoluția unui MC sau ca să spun așa, skill-urile altui MC, cum și le aplică în OFC. Lumea de casă sunt sigur că o să zică că am... că n-am fost, poate că am fost, nu știu, obiectiv sau subiectiv, însă am avut toate detaliile le-am oferit vis-a-vis de, ne-am susținut votul. Omul Șchiopu merge mai departe în finala OFC 9. Bastianis, biga pentru mersul tău de până aici. Yes, sir. Se pare că ai întâlnit un adversar care e foarte... dornic să evolueze și să-și arate skill-urile și uite că
a reușit. Nu știu, mi se pare un lucru minunat faptul că omul a putut evolua de-a lungul unei luni și jumătate cât alții în ani de zile. Felicitări și Chiopcu. Următorul meci, următoarea semifinală din OFC 9, să vedem cine o să meargă în finală. Abia aștept să vă povestesc și conceptul de finală. Este între Proto și Serge. Dăm drumul la meci? A, înainte de asta să vă spun că Proto și Serge au avut tot așa un subiect pe care l-am oferit. A fost așa o poveste, povestea în doi se numește tematica rundei de semifinale. Spunem așa, imaginați-vă că sunteți doi candidați la președinție și urmează să obțineți o, să țineți o prelegere pentru populație. Acum, sincer să vă spun, subiectele astea ne-au venit înainte ca lucrurile să se întâmple pe planetă și se pare că amândouă au legătură cu situația. N-am fost inspirați de situația actuală, dar s-au potrivit așa cu situația de acum. Nu suntem apolitici, nu suntem. În strofa 1 trebuie să ne povestiți ce plan urmăriți aveți voi pentru țara care urmează să vă aleagă. În strofa 2, ce minusuri are adversarul tău și de ce ar fi o greșeală fatală ca lumea să-l aleagă. Tot așa, biturile, bitul 1 e de la Flegmă, bitul 2 de la Prat. Hai să dăm drumul la rund. Semifinala cu numărul 2 din OFC 9. Domn candidat Serge, când urmează să vă prezentați, să nu vă prind cu fustiță, cu bentiță, cu codiță de cal, pentru că țara nu are nevoie de așa ceva. Domn Protopopescu, notează ce crezi tu. Am planul mari, pristofă și strofă, conduc bine versul. Maestru în gândire, dragi român, vedeți cum dau de știre. Alexandru n-a putut, fac eu a treia unire, Demos. Poporul de care ascult la rândul lui, ascultă de mine, Kratos. Formăm democrație, ne agităm, țara va fi de paragină. Votați pe cel care vă inspiră încredere, ori putere, dar și că aduc planul mărețe în această creație. Multe spitale, CSS-uri, școli pentru educație, locuri de muncă că bine plătite, zero termite, ce te captivă prima smedia, spun adevărul după te minte. Alo Proto, sunt contactul, mi se spune candidatul, eu pun peste tot asfaltul, tu muși din el, eu sunt actul. Și acum dacă vrei revenim la old school. Șeful s-a întors, spune-mi OG Izbul. Românii să mă aleagă dacă vor loveaua, dacă vor să meargă în jos, protomaneaua. În primul rând mizez pe educație, așa se clădește fiecare nație. Pentru că un popor se ridică pe știință, combinată cu efort și pură credință. Democrație ca la greci, dăruire ca la meci, pui ștampila, mă înțelegi, zero promisiuni seci. Înțelept ca Mandela, apăr țara ca stelea, simbol ca Amza Pelea, am învins Mihaela, dar eu sunt băse. Dragă populație, am sensul cu versul ce atestă contestul, să fii președinte cu o dasă și gestul, strângea pica testul, nu arde mai crescut, mă chinui puțin, chemite Băsescu, nu pot să-mi explic cum ăsta cerca, pe dracu un patru făcea-l vota, ademenea cu mecor și-a urma, vedea că nu iese, intra parlament și plângea, bă, dar ce mai bine, să spui adevărul, să fii plin de tine, tu vin la propriu video slic cu rime, tu dai raportul, nu să-ți de nimeni, că o să aduc oameni noi, nu ca și ciucă, ca câciu, ca câțu, ca niciun arcuț, vreau statul, că elite scripite, primite, până sistemul, o să-mi ia gâtul, votați-mă și dați-mă, afară pe Sergiu, comparați-mă, cu oricare altcineva. Cu putere o dau putere practică. Când vine din mine nu ne emancipăm. Situația ar fi tragică, vădându-l pe ăsta cu față de forcă, căzut și pete de gagică. Atmosfera se încinge, te învârg ca pe fincet. Înainte să dai gol te asigur că ai mincer. Vreau să fac dintr-o țară frumoasă, nu mai arde că supa pe lapte, cine are dreptate o faci la modul Ardei. Să-l alegi dacă-i plin de venin, vrem pace în lume să ne liniștim Putin. A, puțin, ca ce-a făcut Proto până acum când vorbim. E extremist ca Saddam Hussein, fuge când e greu mai ceva ca Usain Bolt. Var goli banii din cont, dacă era ungur, era deja mort. Și le dau atât de bine vestii și salarii sunt în față pe avarii. După știi că fug cu banii să mă fiu ca Giovanni, o să-mi iau casă în Bali ca să moară toți dujoanii. Proto, vezi că te aud fanii, a, mă înregistrezi, oricum nu aveți dovezi. Unde te crezi? În România vin stele verzi. Ăsta-i Kim Jong-un, stă cu degetul în cur. Cel mai mare fur și se mai dă și prea dur. Stilul e obscur, mult prea blocat în old school. Planul lui e nul, nu-l vota că-i un hapsân. Ăsta-i Kim Jong-un, stă cu degetul în cur. Cel mai mare fur și se mai dă și prea dur. Stilul e obscur, mult prea blocat în old school. Planul lui e nul, nu-l vota că-i un hapsân.
Exact. Bun, Jesus bine. Christ. Damn. Asta chiar cu adevărat a fost un meci de ca o finală. Gangster. No? Gangster. Da, rău meciul ăsta, frate meu. Wow. Mi-e greu să zic. Repet ce încă o dată, nu are legătură cu situația actuală. Și ghișe, oamenii de acasă au uitat așa pentru Sergio 154, pentru Proto 151, în momentul ăsta în care noi votăm. De 10 zile s-au strâns voturile astea, adică e... E ceva. Nu, că e fix cam cum, nu știu, cel puțin în capul meu, zona asta de egalitate roiește, dar aș vrea să luăm să discutăm un pic în detaliu și să fim și subiectivi, dar și obiectivi vis-a-vis de meciul ăsta, pentru că amândoi sunt foarte buni, e clar, dar unul are ceva, altul n-are și tot așa, altul are și celălalt n-are. Bă, eu zic așa, la Proto... Nu-ți da votul, momentan nu comentează așa, la meci. Proto am văzut punch-uri mult mai, cum să zic, inteligente, așa, mult mai, cumva, mai, trebuie să te gândești de mai multe ori să le înțelegi, pe când la Serge a fost direct Caterinca, direct de mi-a pușcat. E greu de zis, la Proto s-a auzit iar așa, dacă luăm calitate. Cum s-a auzit calitatea audio, la Proto s-a auzit mai bine decât la Serge, s-a străduit un pic mai mult la partea să se filmeze, să... așa. Eu aș merge... De fapt nu zic nimic, da. Zic eu la... tot așa, același lucru, Serge, foarte drept, foarte direct, amuzamentul clar face parte și una din armele de temut ale MC-lor de battle. Foarte mișto și niște linii pe acolo, ziceai că faci refrene, strofe, nu știu cum. La Proto tot așa, foarte profesionist Proto. S-a înregistrat flow-urile foarte bune, foarte puternice. Cel puțin mi-au captat atenția, am dat din cap la Proto. Și la Serge am fost mai mult atent, așteptam să vină punchline-ul. E destul de greu de decis meciul ăsta, dar un candidat la finală o să fie din meciul ăsta. Hai să vedem ce zici tu, Kings. Da, legat și de tema challenge-ului, că asta mi se pare ceva ce trebuie să urmezi. Dacă o primești, e clar că e un element cheie din compunerea ta, da? din arta ta. Mi se pare că în prima rând amândoi au urmat oarecum tema. În a doua rândă amândoi s-au îndepărtat de la temă și a fost oarecum un echilibru, așa să zic, în care nu mai poți să votezi apartenența la temă, ci trebuie să votezi skill-ul și creativitatea, practic. Da. Mi se pare că Serge foarte direct, foarte din prima, foarte pe amuzament, foarte degajat. Punch-uri contemporane, să zic așa, cum ai spus și tu, așteptam punch-ul la fiecare... La fiecare punch îmi doream următorul punch. Iar Proto, iarăși. Și Proto foarte bun. În joaca cu flow-urile, dume un pic mai cu substrat, un pic mai de gândit. Mi-au plăcut foarte tare amândoi, dar cred că se rezumă totul la a vota ce consider eu că... Te-a spart. Da, că înseamnă mai mult în final. Bun, hai să votăm. Zi tu primul, luăm invers. Ținând cont că eu știu, că știu formatul finalei sau nu? Hai. Da, atunci o să merg cu Proto. Votul meu merge către Proto. Ok. Tot așa, pe Serge l-am mai văzut în battle-uri și pe Proto l-am mai văzut în battle-uri. Mult mai incisiv, Proto, votul meu tot așa merge către Proto. Și eu tot cu Proto.
Proto, clar. Proto. Bun, big up, Serge, nu-ți pierde. Știi foarte bine cât de aproape ești de OFC și cum ești un OFC considerat unul dintre cei mai amuzanți și prolifici. La fel ca și colegul tău, Șchiopu, nou, o evoluție excelentă. Exact. Și sunt sigur că la tine, Serge, tot așa o să vină competițiile live unde o să poți să-ți dovedești toată treaba. Băieții, finala din OFC 9 e clară, Șchiopu versus Proto, e așa, un nivel versus alt nivel, dar sunt curios, Șchiopule, ce o să facem în finală. Hai să vă explic ce se întâmplă în finală. Avem un concept nou pentru finala din OFC 9, o chestie pe care vrem să o promovăm pentru mai departe, conceptul de parte în parte, cum am spus, și o să facem în felul următor. Sper că și Șchiopu e din București, nu știu exact, dar sper că e din București. O să-și aleagă Șchiopu 5 prieteni, 6-7 de ai lui, Proto o să-și aleagă 5-6-7 prieteni de ai lui, o să ne întâlnim într-un loc, o să filmăm fiecare cu gașca lui, 1 versus 1, o să primiți un mail cu tematicile și ce aveți de făcut, o să avem două runde, o să avem rundă cu instrumental și runda a capela, tot așa cu tematică dinainte, ca să știți, de fapt vă știți adversarul, așa că aveți despre ce scrie în momentul ăsta, nu facem ca povestea în doi sau ca la cele 5 cuvinte pe care le-am dat la sfert. Deci vă știți adversarul deja, eu zic să vă apucați să vă scrieți versurile pentru această finală. E cu versuri scrise dinainte, dar și cu off the dome, fiecare își alege starea, cum vrea să se prezinte în finală. O să vă anunț locația și locul unde o să ne întâlnim și ora și cum. Și lumea o să vadă după aceea, o să facem o înregistrare și o să vadă exact ce s-a întâmplat în această finală. Bun, până la final noi vă dăm cu pace, chinezul a fost Skinny Cat. Multă sănătate la toată lumea și pacea să dăinuiești să fie cu toată lumea. Respect.